care, uite-l, pac, țac. Băi, Costi Ionita. Băi, mai pitbull-urile. Da, pitbull, exact. Da, hai să intrăm și pe spanius.ro să vedem cine este vedeta zilei de astăzi. Racii fac progrese într-un proiect important. Pam, pam, pam. Racii. Pam. Cum să facă racul progrese dacă merge invers? Bă, bune, n-ai cum. Când te apropii de progresul, dai înapoi. Corect, pa, 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 pa. Corect, hai, corect, am, corect. E deci foarte profund. Ne transferăm la rai? Nu știu, hai să vedem. Cred că sunt vești bune și la noi. Bună, da, dimineața, bună domnul dimineața. Remus Ionescu, vă ascultăm. Bună dimineața. Nu are niciun rost să ne transferăm o zi plăcută. Se aliniază astrele, luna și cu Jupiter de data aceasta. Gânduri bune, optimist. Și se prea poate să vedem că speranțele noastre au fost întemeiate. Se întâmplă ceva bun, sosește o veste, se repară o încurcătură. Iată ce anunță astăzi pentru cele 12 zodii. Berbec. Ar putea sosi astăzi o veste pe care o așteptați de ieri, dar răspunsul primit vă scapă de emoții. Aflați poate despre o variantă de școlarizare, de specializare sau de cercetare într-un alt centru universitar sau chiar în altă țară. Oricum, voi sunteți pregătiți sufletește pentru noutăți, începuturi. Taur. Ar putea avea partenerul de viață, o realizare financiară ce vă asigură confortul pentru sărbători sau pentru o mini-vacanță. Vi se destăinuie cineva și aflați lucruri pe care nu le-ați fi bănuit. Găsiți însă și partea bună a situației, oferiți sprijin emoțional sau o rezolvare dacă vi se solicită. Gemeni, noutăți în sfera partenerială, o întâlnire de afaceri care se desfășoară neașteptat de bine, o revedere emoționantă sau timp de calitate petrecut alături de ființa iubită. Este momentul să ascultați sau, dacă este cazul, să lăsați faptele să vorbească pentru voi. Rac. Faceți progrese consistente într-un proiect al vostru, mai ales că se observă și mobilizarea subalternilor sau vi se oferă o mână de ajutor. Posibil să rezolvați și o chestiune birocratică importantă. Obțineți o autorizație, o licență, o semnătură. Leu, ați putea oferi chiar fără să vreți un spectacol de zile mari. Atrageți ochi și urechi, vă sunt apreciate sinceritatea, spontaneitatea, simțul umorului. Luați poate inițiativa unei întâlniri cu prieteni sau cu parteneri de afaceri la un restaurant, la o terasă și sărbătoriți voi ceva sau pe cineva. Fecioară, acolo unde este cazul, pare mai mare decât oricând dorința de a vă cumpăra o casă și de a vă întemeia o familie. Și poate chiar găsiți ceva pe gustul vostru și încercați să urgentați obținerea unui credit sau poate contribuie cumva părinții, familia. Balanță. Abia așteptați să porniți la drum. Visați la destinația aleasă pentru sărbători, pentru vacanță sau pentru luna de miere. Dau roade eforturile voastre de a vă face cunoscute produsele, serviciile, menținerea contactului cu partenerii voștri tradiționali. Scorpion. Un sfat bun sau sprijinul venit la momentul oportun vă ajută să faceți față unei situații de criză sau să pregătiți o mișcare prin care contracarați concurența. Vi se face o plată, sosesc niște bani de la rude din străinătate, faceți o achiziție serioasă la un preț convenabil. Săgetător, inimă bună, intuiție și curaj. De aici o alegere înțeleaptă. Vă detașați de aspecte neesențiale pentru un proiect al vostru. Sunteți pregătiți, sufletește, să întâlniți marea dragoste în acest an. Întâmplarea ar putea face să vă scoată în cale chiar astăzi pe cineva de la care nu vă veți mai lua gândul. Capricorn, zile frumoase în sânul familiei. Faceți pregătiri pentru sărbătoare, pentru o vizită. Dacă insomnia nu v-a dat pace în aceste zile, este posibil să constatați că mișcarea, activitățile fizice sau gospodărești vă ajută din plin în această privință. Vărsător, posibil să nimeriți în mijlocul unei petreceri sau unui eveniment profesional și vă veți mira de buna primire, de atmosferă, de oamenii pe care îi cunoașteți acum. Obțineți o favoare, vi se face un serviciu sau o promisiune, vă inspiră dialogurile purtate. Pești. Întâlnire importantă cu efecte imediate. Bateți palma cu un angajator, deschideți poate față de șef subiectul unei creșteri de salariu, dacă rezultate recente sunt de partea voastră. Pentru unii dintre pești, este pregnant gândul la o afacere pe cont propriu sau extinderea celei existente. Să avem o zi bună! Să avem o zi excelentă, să avem o zi minunată, mulțumim foarte mult! Vești foarte bune, vești foarte bune! Ia zi tu de ce râdeai, zi! Nasrin nu pleacă luna de